Dispoziție privind convocarea Consiliului Local cu ultimul ședință ordinară. Primarul Comunei Bucur, județul Bacău. În termenul dispozițiilor articolul 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare dispune. Articolul 1 alineatul 1 se convocă Consiliul Local cu ultimul ședință ordinară în data de 29 iunie 2017 pe 13 la sediul primăriei Comunei Bucur. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției Consiliului Local Bucium la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și alte persoane adulte, handicap inițiator primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol, inițiator primarul comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin decizia numărul 50 din 13.09.2016 a Camerei de Conturi, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității în perioada iulie 2017-iulie 2018, inițiator primarul comunei. 5 diverse. Domnule președinte, luați în serios activitatea. Înainte de a intra în ordine de zi, va trebui să aprobăm procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Deci intrăm în ordine de zi. Amintesc că prezența este 100% și dau cuvânt domnul primar pentru a prezenta proiectul de hotărâri la punctul 1 din ordine de zi. Raportul inițial a proiectului de hotărâre referitor la stabilirea contribuției Consiliului Local Bucium la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copiilor și ale persoanei adulte cu handicap. Doamne și domnilor consilieri, după cum știți, în fiecare an Consiliul Local Bucium, urmare a hotărârii Consiliului Județean Bacău, stabilește contribuția la susținerea persoanei cu handicap în centre rezidențiale, în plasament și la asistențe maternale profesioniști. La fel ca în anii precedenți și anul acesta am venit cu propunerea de stabilire a unei astfel de contribuții motivat de faptul că și în Comuna Bucium, ca și în alte comune din județul Bacău și din țară, există astfel de persoane care necesită protecția specială. Cercetând referatul prezentat de secretarul comunei, am concluzionat că la nivelul Comunei Bucium există un număr total de 9 persoane cu nevoi speciale, din care la asistenți maternali o persoană și în centre rezidențiale 8 persoane, 5 minori și 3 adulți. Conform prevederilor legale invocate în preambulul proiectului de hotărâre, aceste categorii de persoane beneficiază de protecție specială și sunt ocrotite de lege, iar sumele necesare anual pentru îngrijire și protecție se suportă din bugetul local o parte și din bugetul de stat prin subvenții acordate de Consiliul Județean pentru cea mai mare parte. Conform hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 104 din 29 mai 2017, s-a hotărât ca procentul pe care Consiliul Local să-l suporte pentru susținerea persoanei cu handicap să fie de 35%, diferența fiind suportată de Consiliul Județean Bacău. Mai menționez că acest procent este același ca și cel aprobat și în anii anteriori. Întrucât este prevedere legală ce trebuie adus la îndeplinire, rog Consiliul Local Bucium să-și dea acordul cu privire la proiectul de hotărâre. Mulțumesc! Având în vedere dubla calitate pe care o și de președinte a Comisiei Buget și președinte de ședință, exprim punctul de vedere al Comisiei de Buget, care este afirmativ, deci de acord cu cei 35% comunicați pentru diferența supunul Consiliului Județean, înscrier la acest punct din partea membrii Consiliului Local. Ne fiind înscrie, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă. Unanimitate. Punctul 1 m-a aprobat. Dau cuvântul domnului primar pentru a exprima și a prezenta punctul 2 după ordine de zi. Raportul privind necesitatea aprobării proiectului de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere al datelor în registrul agricol. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre prezentat atunci la îndeplinire sarcina trasată primarului de a face analiza stabilului de înscriere a datelor în registrul agricol, analiza semestrială care va fi supusă dezbatere în ședința Consiliului Local conform articolului 6 din Ordonanța de Guvernul României numărul 28/2008 cu modificările și completările ulterioare și articolul 45 și 46 din Ordinul numărul 734/480/1003/3207/727/2015 privind aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.
Conform acestor prevederi, am considerat să informez și să propun Consiliul Local cu aprobarea unui plan de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol, tocmai datorită importanței deosebite pe care acest document oficial o are la nivelul unei unități administrative teritoriale. Cu referire generală, având în vedere raportul de control reprezentat de sectarul comunei, cu ocazia constatărilor efectuate în registrul agricol, pot menționa că înscrierea datelor în registrul agricol la Comuna Bucem s-a realizat conform normelor tehnice și legislației în domeniul pe suport de hârtie, însă în proporție de 50%, restul fiind necompletat. Cu privire la înscrierea datelor în registrul agricol în format electronic, din păcate nu s-a putut realiza nici până la această dată. Au apărut noi registre agricole foarte târziu, în anul 2016, comanda ne-a fost onorată de la tipografie în cursul anului 2016, completarea registrului a început cu anul 2016, iar pentru anul 2017 datele nu au fost completate. Având în vedere că la registrul agricol lucrează doar o singură persoană, iar în perioada martie-iunie s-a desfășurat și campania APEA, nu am putut încadra în termen. Având în vedere acest aspect, am propus în anexă la proiectul de hotărâre un plan de măsuri care trebuie adus la îndeplinire în vederea desfășurării activității în bune condiții la registrul agricol, plan de măsuri pe care aș dori să-l analizați și să-l aprobați. Responsabilul principal de aducere la îndeplinirea activităților pe această linie va fi persoana de la registrul agricol. Așteptăm din partea dumneavoastră propuneri care poate nu au fost cuprinse în conținutul proiectului de hotărâre, fie datorită omisiunii, fie în erori în calcul. Față de cele prezentate, rog aprobarea prezentului proiect de hotărâre. Aici e vorba, domnilor consilieri, doamnelor consilieri, de la registrul agricol, e foarte greu. E o singură persoană, e foarte greu de dus la îndeplinire 100%. Dar sper să ne încadrăm în timp aproape 100%, măcar aproape 100%, cu acest program de înscriere în registrul agricol, electronic, cu toate datele. Și datorită acestea am făcut acest program, din care răspunde numai unul singur. Vedeți că e unul singur și răspunde unul singur. Eu zic că e un compartiment foarte greu și să vedem în ce măsură o putem ajuta ca să ducem la îndeplinire când vine controlul, să nu fim amendați sau să funcționați cu alte probleme. Domnul președinte, dau cuvântul doamnei Rolica Moldova, președinta Comisiei Juridice, pentru a exprima punctul de vedere al Comisiei. Mulțumesc. În urma materialelor avute la dispoziție și a consultării acestora, membrii Comisiei au fost de acord cu proiectul de hotărâre inițiale către domnul primar. Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, unanimitate, trecut și punctul 2. Dacă aveți discuții pe baza acestui punct, nu aveți, nu? Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 3 după ordinea de zi. Vă rog, domnule. Raportul inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii urmărire și verificarea măsurilor dispuse prin decizia numărul 50 din 13.09.2016 și decizia numărul 50 aliniat 1 din 17.06.2017 a Camerei de Conturi județul Bacău. Doamne și domnule consilieri, în urma efectuării controlului cu privire la modul de aducere la îndeplinirea măsurilor stabilite prin decizia numărul 50 din 13.09.2016 a Camerei de Conturi Bacău, care a avut loc în luna mai, s-a întocmit raportul numărul 682 din 19.05.2017, în care a fost consemnat modul de aducere la îndeplinire a acestor măsuri. Prin adresa numărul 791/1 din 8.06.2017 s-a transmis acest raport către Consiliul Local Bucim în atenția secretarului comunei pentru a fi supus pe analiză în prima ședință de Consiliu împreună cu decizia numărul 50/1 din 70.06.2017 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia inițială numărul 50 din 13.09.2017. Termenul astfel prelungit este de 30.09.2017. De asemenea, s-a solicitat o copie a procesului verbal din ședință în care s-a discutat acest raport și un exemplar al hotărârii de Consiliul prin care s-a aprobat procedura de urmărire și verificare a măsurilor dispuse prin decizie. Din analiza celor două decizii ale Camerei de Conturi și a raportului din anul 2017 s-au sintetizat măsurile pe care am considerat că trebuie să le întreprindem pe viitor pentru a asigura o evidență clară a atribuțiilor și a persoanelor corespunzabile cu aducerea la îndeplinire, urmărirea și monitorizarea activităților bugetare.
Aceste măsuri au fost prevăzute în anexul la proiectul de hotărâre pe care l-a finalizat în comisiile de specialitate. Având în vedere aceste aspecte, rog dezbaterea și aprobarea proiectului de hotărâre. E vorba despre decizia curții de conturi, prima și a doua. Am mai discutat la ședințele anterioare. Ne-au mai rămas puțin de și timp și greu, adică inventarierea și ducerea la îndeplinire la tot ce au scris în decizii, inventarierea tuturor construcțiilor din comună, ducerea la îndeplinire a acestor, plus factura, să facem factură pentru apa potabilă, pentru fiecare cetățean să nu mai mergem pe echitanții. Pentru toate acestea am făcut un program. Aici, tot la fel, dacă ați văzut, sunt mai mulți care răspund. Sper că până în septembrie să ducem la îndeplinire cât putem. Mulțumim, domnul Stelar. Punctul de vedere al Comisiei de Buget este pentru adoptarea acestei hotărâri și cred eu că timpul pentru măsurare, evaluare este foarte scurt. Gândiți-vă că e perioada de concediu, concediu de vară, oamenii mai pleacă în concediu, cei chiar dacă mai sunt, vom întâmpina greutăți la măsurătoare. Totuși, eu cred că nu trebuie terminat în septembrie, trebuie demarat. Eu așa văd. Nu se poate. Sigur, nu se poate până în septembrie. Nu se poate. Dar mine poate să fie Mafalda, dar nu se poate. Sunt atâtea probleme. Oamenii nu sunt acasă, sunt la câmp, au munci agricole. Alții sunt răugoitori. De aceea considerăm că e bine asta și trebuie informat Curtea de Conturi, într-adevăr, dar o să bată și dânsii și o să convingă că problema este demarată. Dar de încheiat, nu o să poate încheia în septembrie, așa cum o să, o să facem cât putem. Poate o să facem cât putem, poate, vorba noastră. Da, poate 2018-2019 o să vină cadastrul general. Și atunci, atunci o să facă la toată lumea. Obligați să dea drumul în curte, să măsoare tot ce găsește, da. Se intabulează și fiecare om, nu trebuie să vină el, putem cere noi de la intabulare fișa. Fișa. Punctul de vedere al Comisiei, repet, este afirmativ. Dacă aveți dumneavoastră, dacă sunt scris la cuvânt, dacă aveți probleme la această temă, ne fiind probleme, să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere, împotrivă, unanimitate. S-a adoptat și acest proiect, fapt pentru care va trebui să informăm Curtea de Conturi că în ședința de astăzi a fost desfășurat. Trecem la următorul punct, după ordinea de zi. În ultimul, vă rog, domnilor. Ultimul este divers. Raport privind înființarea proiectului de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărie a localității în perioada iulie 2017-iulie 2018, precum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărie și întreținerea localității. Doamnelor și domnilor consilieri, am inițiat prezentul proiect de hotărâre întrucât există acte normative care obligă autoritățile locale la aprobarea unui program de măsuri de gospodărire a localităților astfel. Ordonanța Guvernului numărul 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată prin legea numărul 515 din același an, stabilește cadrul general în care pot fi încadrate obligațiile și răspunderea autorităților publice, instituțiilor publice, agenților economice și cetățenilor. Prin proiectul propus se intenționează stabilirea perioadei 1 aprilie 15 mai ca fiind perioada curățenie, precum și o reglementare mai detaliată a obligațiilor și răspunderilor persoanelor fizice și juridice, scopul fiind acela de a determina și stimula întreținerea în comună a unui climat civilizat de conviețuire. După cum știți, o parte din dumneavoastră, în anii anteriori, se aproba un astfel de program, tocmai de aceea trebuie să revenim la practica acelor ani, în sensul de a veni cu propuneri pentru înfrumusețarea comune și cu încercarea de a le pune în practică. Trebuie să avem în vedere că este o obligație atât pentru autoritățile locale, cât și pentru cetățenii, a cărei neaducere la îndeplinire poate aduce sancțiuni contravenționale. În vederea evidării unor astfel de neplăceri, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Aici, tot la fel, am făcut un program, sau să stabilește și termenii, și cine răspunde, și cetățenii, și persoanele juridice, și autoritățile locale, ce avem de făcut.
și amenzile în care cetățeanul nu vrea să, sau persoana juridică nu vrea să-și facă curățenie în față, gunoaie sau alte muzică tare. Dacă ați citit, sunt multe probleme în care se, nu se duc la îndepărnire, se sancționează. Domnule președinte, dau cuvântul doamna Moldoveanu pentru a prezida punctul de vedere al Comisiei Juridice. În urma studierii materialelor, membrii comisiei au considerat programul bine întocmit în vederea mai bune procedurile localității noastre și sperăm ca pe viitor să fie la fel de bine gospodărită ca și până altă. Mulțumim. Înscriere la cuvânt pe marginea acestui punct. Aici mai am o vorbă de spus și consilierii locali au atâta putere în mână de poate vorbi cu omul, să ducă la îndeplinire curățenii, gunoiul, îl prins cu căruța cu gunoi ducând în altă parte, sau aruncă din căruță, din mașină, sacul cu gunoi, ochii pe ei 24 de 24, când mergi să vezi că au aruncat, vine din oraș și nu o să ducă la ghenă sacul de gunoi, îl aruncă între seară și răcăuți, opriți, notați numărul, poliție, primar și luăm... Referitor la da. Curățenia din fața unităților, de, la gospodăriile astea, pe pe timpul Ceaușescu era legea aia, care spunea legea 10, dacă vă mai ați amintit, care ne obliga dat zăpada din fața curților, din fața magazinului. E un fel de rege. Deocamdată, comuna Buciu, față de alte comune, față de alte comune stă bine. Și în curățenie, și șanturi, posiche, și gunoaie, stă bine față de alte comuni, care au mai fost prin alte comuni. Sunt și comuni mai bune ca noi. Dar unde se înfundă drumul, un pic merge mai greu. Etapizarea de curățenie, să-ți faci ordine, să-ți folosești în fața porții, să gardul, să-ți îl văruiești, să-ți îl vopsești, fațada cade casa pe tine, cum e la nenea din coace, nici via nu tăie tot de 3 ani. Nefiind, da. Asta e, mai sunt și la noi, dar ușor, ușor, sperăm că cu ajutorul dumneavoastră, cu viceprimarul, cu mine, cu toată lumea, să ne punem la punct. Domnul președinte. Nefiind înscriere... Nu, vreau să mă înscrie, da? Deci, apropo de chestie de programul ăsta pe care... Așa, eu vreau, nu vreau să scot în evidență meritele pe care așa... Eu vă spun sincer, am și circul pe comunile apropiate nouă. Din punct de vedere administrativ, cred că stăm bine. Nu foarte bine, că e loc și de mai bine, dar stăm bine. Ca să stăm foarte bine, deci v-aș ruga și așa aș vrea să am o susținere și din partea dumneavoastră, totodată de cei implicare. Și nu mai mult de faptul de a mediatiza și a monitoriza și a convinge omul că ceea ce înseamnă domeniul public care delimitează proprietatea, deci nu numai prin faptul că are obligația prin lege ca să și să poate și sancționa dacă nu știu ce trebuie, dar totodată faptul de a convinge omul că deci ceea ce este frumos și și plăcut este, dăm și notă de oameni gospodari și de tot ceea ce înseamnă. Nu poți să stai, sunt N și N garduri cu oameni foarte bine gospodari, nu vreau să nominalizez. În satul Răcăuța, alaltă ieri am dat cu cositorile la oameni care vreau să spun că sunt, spun ei și să subapreciază ei, foarte gospodari și foarte... Nu este normal să ieși din curtea ta și să te uiți înapoi că vegetația este de azi și primăvara. Și oameni care cred că sunt cineva și au să... Dar nu vreau să creadă cineva că primarul, viceprimarul, sunt Gheorghe Dracu și vor neapărat atâta timp cât se mediatizează și din partea noastră tot ceea ce suntem noi responsabili și nu știu ce, să ne implicăm prin faptul și a convinge omul că ceea ce este frumos și plăcut tuturor ochilor care ne privesc. Și dăm notă de oameni gospodari.
că de fapt suntem niște oameni gospodari pe ora Bucium, dar trebuie să ne mai și finisăm din punct de vedere a exteriorului. Să intervenim legal cu pârghiile de care spuneți. Nu, nu cred că totuși trebuie să ajungem până la, până la sancționare. Că noi, până la nu ne-am implicat și n-am stat de vorbă cu omul să putem convinge. Nu putem să convingem, ajungem și la situație de genul ăsta. Dar eu zic că, prin faptul de a... Ce un program la școli? Constitui ca și o observație, ca și o... Eu, chestia e așa, ca să poți să faci numai de unul singur, e foarte greu. Dar dacă mai primesc ajutor și din partea dumneavoastră, prin sectoarele de, care le aveți în zona de acoperire, cred că reușim. Reușim pentru că sunt convins că la toți care suntem aici ne place. Ne place ce e frumos. Mulțumesc. La acolo rămâne problema. Cineva mare și bine. Ați repetat consilierul. Unde? La... dincolo de Simighin. Deci zona noastră, nu? Hai, zona noastră acolo. Nu, știu Cotarul, știu. E până la intersecția aceea de drumuri. Dar nu-i. Ba da, unde e brumă, nu? Nu acolo, ba da, nu, de la magazinul ăla care îl vezi pe partea stângă acum, de la, de la... înapoi cu 20 de metri. De unde începe asfaltul? Asfaltul, unde termină asfaltul? Da, unde începe asfaltul? De la Simighin, de la Simighin. Încoace, da, de la Simighin. Și brumă de pe partea cealaltă. De unde începe asfaltul, doamnă? Da, am înțeles. Aceea e comuna mea. Da, dar cei care duc acolo, da, știu. Nu-i treaba noastră să-și pună camere de la vedere, să-și pună... Pasnici, nu-i treaba noastră. Și la mine vin din oraș cu portbagajul, arunc cu mașina drumului, că îi stâlă să ducă la Ghena, Ghena e la 100 de metri, da? Și la mine aruncă pe mașina drumului, frumos, le mor ca tractorul, duce, ia, încarcă, duce, când vine marțea, pun la mașina de gunoi. Pun la mașina de gunoi și noi avem probleme. Și el să-și facă probleme în teritoriul lui, el încasează bani de acolo, nu eu. N-am nici eu să mă duc eu să-i fac curățenie lui. Deci am luat de la Simighin, asta nu era aia. Deci Simighin e ultima comunitatea noastră. E comunitatea, da? Așa. Da, corect. Legat de partea... Acestea fiind spuse, supunem la vot. Cine este pentru adoptarea hotărârii la punctul 4? Abținere împotrivă. Trecem la ultimul punct cu ordinea de zi. Diverse. Vă rog să scrieți la cuvânt dacă aveți probleme în sectoarele dumneavoastră de activitate sau oricare alte probleme. Domnul. Legate de administrație. Normal, legate de administrație. Așa puteți avea probleme ca să nu se rezolvă. Așa, domnul președinte. Mă bucur. Dacă nu aveți? Neavând probleme pentru rubrica diverse, declară închisă ședința Consiliului Local. Vă urez spor la treabă. Mulțumim de colaborare.